Cărășenească din Comănești și vă urez bun venit astăzi. N-a trecut mult timp de la ultima noastră întâlnire, dar astăzi v-am invitat pentru a-l sărbători pe omul și poetul Leonid Iacob. Domnul profesor Leonid Iacob s-a născut în localitatea Iași, în județul Bacău, pe data de 1 octombrie 1945. Profit de moment pentru a-i ura împreună cu colegii încălduros la mulți ani, alături de toate urările de mică. La domnul Iacob este profesor de limba și literatura română, absolvent al Facultății de Filologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, secția de limba și literatura română, și a absolvit în 1970. A fost pedagog, învățător, profesor de limba și literatura română în Ministerul Educației din județul Bacău, director de cămin cultural, iar din 1979, profesor la Clubul Copiilor din Comănești, până în anul 2009, fiind titular la Catedra de Cenaclul Literar. S-a pensionat în 2009, dar și-a continuat activitatea până de curând, conducând Cenaclul Literar Mobilii, cert înființat de dumnealui în anul 1981. În calitate de profesor conducător de Cenaclu, a obținut cu copiii de la acest cerc peste 3000 de premii, județene, interjudețene, naționale și internaționale. A promovat peste 20 de elevi de la acest cerc să debuteze editorial cu volume proprii, a coordonat unora dintre ei apariția volumelor următoare. A promovat mulți elevi la debut literar în reviste proprii, ziare și reviste centrale și locale, cum ar fi revista Ateneu, Cronica, Limba Română, Vitralii, etc. Trebuie să vă spun că și copilul meu a debutat sub îndrumarea domnului profesor. Momente din activitatea domnului Iacob la Cenaclul Literar Mobilii. În calitate de cadru didactic, a primit numeroase medalii, distincții, diplome de merit, de-a lungul carierei sale îndelungate. Printre acestea, putem aminti medalii și diplome acordate de Consiliul de Stat înainte de 1989, CNOP, Consiliul Național al Organizației Pionierică, diplome de excelență și de merit în 2002, 2003, 2005 de la Ministerul Educației sau de la alte instituții și publicații, Ateneu, Cronica, mă refer la revistă. Centrul Național de Excelență în domeniul activității literare, Ministerul Educației și Culturii i-au oferit de asemenea diplome pentru activitate. Dar, pentru că ne-am întâlnit astăzi aici pentru o lansare de carte, vom vorbi și despre poetul Leonid Iacob, care a debutat în anul 1958, pe vremea când era elev de liceu, în revista Chimări Primogăratice, a liceului din Comănești. A fost președintele Cenaclului Literar, cu același nume, din anul 1959 până în 1962, la terminarea liceului. A publicat poezie și în ziarul Flacăra Moinești. A făcut texte satirice pentru grupurile satirice, pentru ghiezile artistice, de adulți sau de copii, în perioada 1968-1983. Texte care au fost prezentate în concursurile și festivalurile din acea perioadă. Să nu uităm Festivalul Cântarea României. A scris scenarii literare pentru activități educative, pentru sărbări școlare, carnavaluri științifice și distractive pentru copii. A fost corespondent al cotidianului Băcăuan Deșteptarea, în perioada 1991-1994, cu articole sociale, de anchetă și literare, semnate cu nume propriu sau cu pseudonim. Pentru că Leonid Iacob este o persoană activă și pe internet, trebuie amintit că poate fi întâlnit și în acest domeniu, pe Citatefilia, Facebook, Netlog, rețeaua literare, etc. Are și pagină proprie, unde publică poezii. Deja ne-am, sper că cunoaștem toți. Trebuie să mai spun că este publicat frecvent și în revista online Confluența Românească. Publică poezii proprii și sub forma unor videoclipuri, unor filmulețe, care circulă pe internet. Filmulețe care sunt ori creație proprie, ori cu ajutorul altcuiva, pe YouTube, prin Zilul. A realizat și reviste ale elevilor, cum ar fi Planeta Viselor, la Clubul Copiilor din Comănești, în perioada 2000-2009, cartea Cenaclului Literar Mungurii, apărută pe site-ul didactic.com.br, cât și sub formă tipărită. Vedeți imagine de pe internet. Are publicate mai multe articole, scenarii literare, poezii, în diferite antologii, cum ar fi Educația prin muncă și pentru muncă, în 1985, Sus cortina copil, în 2005, Clopotul limbaj universal, în 2008, Arta de a fi, vis și pasiune, călătorie în regatul cuvintelor, o activitate foarte bogată. Ca scriitor și poet, volumul de debut a fost Pânzrii de furtuni, în 2009, prefațat de domnul Cornel Galben, prezent astăzi aici. Pe rând au apărut volumele, volumul paralele, scris în colaborare cu Atena Mariana Zară, în 2010, prefațată tot de domnul Galben, Imaginarii de iubiri, în 2014, și Lung o margine de lume, tot în 2014. Scriitorul și poetul Leonid Iacob nu termină de lansat aici. Are în pregătire un volum de versuri numit Popasuri în verzi, volum de proză Marea Poetitriști, legende românești versificate venite din străbuni, povești de pe Trotruș, niște povestiri istorice pe care eu, sincer vorbit, de-abia le aștept. Și pentru că astăzi ne bucurăm de volumul de versuri la Straja cuvintelor, trebuie să precizez că titlul inițial al acestui volum a fost Ultima sentinelă, titlul trecut și pe pătorul volumului. Sunt sentinela ultimului timp, sunt băile de fum ale tăcerii, uitat de flori, cu trupul frânt, mai las un ceas pe marginea înțelării. Cetatea mea, de mult e potrobită, și în turnul, orologiul grav tot bate. Pe când un mur, cu stele subcopită, nechează îndelung cu gluga nopții în spate. Și în golul lor, prin turlele visării, pe o pagină de suflet tot mai scriu, în când de plâng, pe colțurile zării, când bate iarna codul la târziu. Sunt sentinela ultimului când. Cetatea mea, de multe cotropită, iar pagina cu vise zboară în vânt prin gluga nopții în păduri privită. Vă mulțumesc pentru atenție, dau cuvântul autorului să ne spună câteva vorbe despre... Mulțumesc, doamna Cristina Hangaru. Mulțumesc pentru organizarea bibliotecii, mulțumesc primăriei orașului, Centrului Europei Direct, pentru amabilitatea de a găzdui acest eveniment aici și acum. Înainte de activitatea propriu-zisă, să dați-mi voie să prezint câteva, adică cei dintre cei prezenți aici în sală, să prezint pe domnul Fabian Anton, editor, scriitor, poet, critic literar și amândoi, care muncește din zor pentru personalitățile bacăuane și are și acum o traistă de cărți acolo și le duce după dumnealui. Dar ce vreau să ne spun, dumnealui este membru al Comunului Scriitorilor din România. Apoi, dați-mi voie să prezint pe domnul profesor Gheorghe Molină, scriitor. Da. Pe domnul profesor Ioan Popa, acolo, care este jurnalist scriitor, autor de manuale școlare. Pe domnul Dumitru Cojocaru, profesor, președintele Societății Rebreanu, pe domnul Petre Colățel, profesor și critic literar. Pe doamna profesoară Marieta Rădu, profesor, care vor vorbi și despre cartea pe care o au dumneavoastră în mână. Asta așa pentru început. Țin să mulțumesc televiziunii din Moinești, doamnei Dana Lungu și colegului ei, pentru prezența aici la această manifestare, precum și televiziunii literare a domnului Eugen Ungureanu. Am precizat că domnul Cornel Galben este redactor șef. Da. N-am aici, nu o scria. N-am unde să știu. Dar Mogul, domnul Mogul, da? De asemenea, să mulțumesc pentru prezență invitațiilor care au venit din depărtare, de la Bacău, soții Munteanu, doamna Munteanu, fiind vecina mea, din copilărie, vreau să spun, cu care alergam de iazul acela de acolo, pe lângă o lutărie, și ne dădeam de acolo un mal mare de pământ, așa că ne-am mai mici. Așa. Domnul Octav Duspinescu din Moinești, care ne-a fost elev în clasa a 7-a, asta la Ardeoanu ne-a mai funcționat pe acolo o bucățică, de un an de zile, și tuturor celor prezenți aici, pentru că n-ați să vă tot spun, să vă tot nominalizez, precum și mulțumim membrilor familiei care sunt prezenți. Aș vrea întâi și întâi de toate să spun eu câteva lucruri și apoi o să dau cuvântul celor care sunt pe noi. Ambientul muzical va fi tocmai la urmă, ca să nu întrerupe tot timpul cu nu știu ce. Adică muzica. Așa au vrut domnii profesori, Camelia și Nicolae Iorga, cei care au această misiune în această zi frumoasă. Dragii mei prieteni, am ales special această zi pentru că în sinea mea m-am gândit că cei mai buni prieteni ai copiilor mei de suflet sunt cititori. Gândeți dumneavoastră. Cei care citiți, cei care intrați cu gândul, cu mintea, cu ființa, de cele mai multe ori, în sufletul meu. Și pentru că sunteți cei mai apropiați de la aceste copiilor români, în mod deosebit după mine. Ceilalți poate se supără, poate o să fie pozitiv, o să pleci, sunt în altă parte, au probleme de viață, mă rog, pe care sunt. Aceștia vor rămâne și vor aminti de mine și după ce noi veți fi. Mult mai mult decât altceva. Și de aceea am dedicat ziua aceasta dumneavoastră și copiilor mei de suflet, pe care vi dăm cu toată dragostea pe care o am. Dacă aceasta este așa prinos de recunoștință pe care vi-l aduc eu dumneavoastră și care în ziua mea aniversară vi-l dăm cu toată dragostea. ne iubește pe toți. Pentru că ne-a orânduit. Avem în portofoliul nostru acea flacără care să ne unească. Aceea a cuvântului. Pentru că cuvântul ne-a fost dăruit de acolo și trece și dăinuie prin noi. Prin unul ca mine care mai așează pe aici, pe acolo, mai gâdilă, ca un pianist care gâdilă clavele pianului și face să sune mai frumos, iar dumneavoastră, cu orga sufletului, veniți și receptați aceste sune, aceste cuvinte. Iată de ce cuvântul scris, care mai dălui, va face această legătură între noi, toți cei care suntem aici și chiar care nu suntem aici. Pentru că am primit o mulțime de mesaje în care mi se transmitea și vi se transmitea dumneavoastră toate urările de bine. Au spus că nu pot fi prezenți fizic, dar sunt prezenți cu gândul, cu sufletul. Ceea ce este foarte important când știi că ai susținerea unor oameni care te percep. Eu vă mulțumesc că ați venit aici. Și noi vă mulțumim. E un lucru să vă mulgeți din timpul dumneavoastră și așa mult prea scurt în viața asta noastră. Dar mi-ați dăruit și mie o clipă. O să dau cuvântul în continuare. Este cuvântul o doamna Mira Ardeanu din Moinești. O veche prietenă pe internet, foarte veche. În 2007. Da, din 2007, bună ziua. Tocmai mă bucur. O să dau cuvântul. Cine dorește să vorbească? Nu dau eu cuvântul. Haideți, dintre domnii care au avut cărțile anticipate. Cine de primul? Domnul Colățel? Doamna Radu? Eu vreau. Sau de doamna Radu? Bine, doamnă, tot Colățel primul. Uite, să vorbim și de asta primul. Sigur că da. De la o carte la alta, de la un orizont problematic la altul, poetul nostru, Iacob Leonid, probează multitudinea posibilităților sale și ale poeziei de a construi sensuri, de a configura universul. Se știe că vocabulele au o existență fragilă în durata vorbirii. Trec prin prezentul acesta de ea fulgerător și tocmai de aceea au nevoie de o strajă pe care le oferă domnul profesor în volumul intitulat Straja cuvintelor. Chiar de la început, se poate constata originalitatea absolută a expresiei lirice. Complicitatea acestuia cu propriile cuvinte, cărora le cedează inițiativa în confirmarea adevărului rostirii. Iată ce spune. Nu port mistrie, nici mortar, ci doar cuvinte prinse în jar. Și în bogăția-mi de sărac te voi zidi în suflet iar, din vecii vecilor în veac. Așa mi-i dat. Să-ți scriu cuvânt, să-l port prin cerul pe pământ, iar ție, datui să-l primești, cu inima să-l ocrotești și să-l iubești. Structura compozițională creează impresia de spontaneitate în eliberarea sentimentelor. Totul se constituie într-o confesiune lirică directă, care dă expresie unei neliniști acute, exprimate printr-un monolog scris pe o pagină de suflet. În definiție, poetul se autodefinește ca fiind o mare bătută de furtună, o pulbere albastră venită din astral, călătorul care în veci n-are odihnă, iar în azi, la fel ca el, Accentul cade pe un cumul de verbe la perfectul compus, am ars, am constatat, m-am hotărât, care eternizează relația poet-poezie-iubire. Starea poetică este limpede exprimată, cu maximă economie de elemente figurative, interogațiile folosite având ca efect alertarea conștiinței față de necunoscutele existenței sale în lume. Odată cu starea se definește nevoia de comunicare, de iubire. Tu nu știi cumva de unde aș putea lua un înger? De ce cauți aiurea? Ce deja porți în sufletul tău? Finișul nu-i prea departe. Grăbește-te! Într-o viziune particulară, inconfundabilă, descoperim o joacă frenetică de cuvinte. Le-am propus un joc de cuvinte. Le-am invitat la o tablă în care poetul regizează spectacolele declanșate de el, contemplate cu neascunsă încântare sau cu o mare neliniște. Cartea, după ce a fost citită, devine o lume vie ce se transformă într-o sursă inepuizabilă de înțelesuri și stări. Sunt sentinela ultimului cânt, cetatea mea de mult e cotropită, iar pagina cu vise zboară în vânt prin gluga nopții în păduri pitită. În concluzie, volumul este doar povestea unui flutur cărui iubirea de cuvinte i-a rămas. Popa. Deși nu sunt mare consumator de poezie, e pentru a doua oară când particip la voastră lansare de carte, totuși volumul colegului meu, cuvântul meu, m-am îndemnat să-l citesc și să-mi spun și eu câteva cuvinte. Volumul lui Leonid, sugestiv intitulat Straja cuvintelor, cum se spunea în versiunea inițială, ultima sentinelă, ne pune în față un poet adevărat. Vă spuneam că eu nu sunt consumator de poezie. Iar expresia poet adevărat mi-a adus aminte de Titul Mărescu când vorbea despre Eminescu. Este, poate, o spusă, o aserțiune spusă așa, cu tupeu, după citirea și recitirea câteva poezii ale volumului. De ce spun aceasta? Fiindcă, așa cum am mai spus, nu l-am citit până acum pe Leonid Iacob, decât parcă o dată pe Facebook. Dar ce m-a frapat de la primele lecturi ale volumului și m-a trăznit pur și simplu poezia aceasta întâlnită, o poezie bună, dură, de granit, așa cum definea odinioară H.D. poezia sa. O primă părere. Poezia lui Leonid e numai metaforă, după mine. Dar ce metaforă? Plină de noblețe, de lumină, de trepidație, dar și de alambicături uneori, pierzându-te în meandrele ei, cum ar spune un clasic în viață. Cred că titulatura cea mai adecvată pentru această metaforă ar fi metafora filoscoasă, gândindu-mă la vulpea filoscoasă. Se potrivește foarte bine pentru că ea se verifică oricând și oricum și oriunde în textele citite. Poetul, în carne și oase, dar și cel subiectiv, eu liric, învățam noi copii la școală, este bine definit. În mai toate poeziile ce se pot intitula sau încadra în tema menirea artei și a poetului. Adică adevărate arte poetice, atât de specifice fiecărui poet. două poezii, definiție 1 și definiție 2, dau naștere acestei idei de artă poetică. În prima poezie, poetul e o mare bântuită de furtună, cu pulbere albastră venită din astral. E călătorul care în veci anare odihnă și Sieș este mare și Sieș este mare. Menirea lui o dă în strofa următoare. El țese în cuvinte venite din adâncuri lumina cea de taină a stelelor lucind și izvodări strunește trăpașii pe umlâncul veniți din infernalele răstimpul de mister. Aceste minunate metafore arată strânsa legătură care există între Leonid, omul, și natura înconjurătoare. Natură care îl inspiră și dă naștere seva acestui om. În definiție 2 se continuă arta poetică. Sufletul poetului apare în această poezie contopit cu natura pământească înconjurătoare. Sufletul a alunecat pe iarbă, prin flori, stele, etc. Și în această osmoză, o natură, își face intrarea și Dumnezeu, care iubește pe poet, conferindu-i patima iubirii și a dorului. I-a dat cuvinte cu care se cânte și bucuria, dar și tristețea. Sentimente colomane în poezia sa. Se încheie aprecierea mea, ultima strofă, ultimele versuri ale poeziei definiție 2. Când noi, cititorii despre care spunea dumneavoastră că suntem copiii dumneavoastră, suntem văzuți în poezie firave, suflete firave, în raport cu universul înconjurător. Privind, ne-am văzut pe noi, suflete firave, sorbind sufletul cuvintelor pentru a naște alte cuvinte. O altă metaforă care m-a atrapat în poezia colegului meu, am întâlnit-o în geneză. Finalul mai ales mi-a atras atenția, unde într-adevăr iluzia genezei e văzută în termeni științifici. Odată se spunea că astfel de cuvinte n-au ce căuta prin poezie. Dar cât de frumos sună în această poezie geneză cuvinte ca atom, muguri, abside, ne descompune în piețe. Nu mai citesc poezia, să nu mă mai întind. O altă frumoasă poezie remarcată în parcul mi-a adus aminte poezia Copacul, a lui Dan Barbilian. Ca și la Barbu, Leonid vede în copac simbolul singurătății, care răscolește amintiri, mai ales cele de dragoste, fiindcă azi, în acest par nu mai stau iubirile cu el, doar dorul umbră singurel prin parcul tinereții. O stare de neliniște străbate și poezia și tot scriu. Aici eu liric se confundă adânc în scris pe frunzișuri, pe petale. Ar trebui să citesc mai mult, dar mă opresc ca în final să spună că scriu atât de mult că nu mai știu de mine însumi, Repetiția aceasta întărește o stare poetică deosebită. Iar verbul se pierd, nu știu, sună foarte dur. Poate e cazul ca în astfel de situații, când cuvintele se pierd, când idealurile se spulberă, să uităm de lumea înconjurătoare, să uităm de lipsuri, de necazuri și să concluzionăm ca Maiorescu că în comediile domnului Caragiale că ne-am urcat așa de sus, ne-am impresionat așa de sus, că ceea ce este în jurul nostru este insignifiant. Aș vrea să închei, nu ca o concluzie, ci ca o terminare a micii expunere, spunând că Leonid e într-adevăr stejarul nestrămutat al cuvintelor. Eu zic al metaforelor. Și poate va mai fi. Deoarece poezia are nevoie de el. Fiindcă cititorul îl soarbe cu plăcere, fiind invitat să mediteze la cele scrise de prietenul meu, Leonid. Vă mulțumesc! Domnul profesor Mobile, pictorul Gheorghe Mobile, totul meu profesor. În alte timpuri, dar tot frumoase ca aceste de acum. Ar vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Leonid pentru faptul că a făcut încă o dată acest minunat act de a ne strânge din nou împreună, să ne mai întâlnim, să ne mai vedem, să ne mai deschidem sufletul în lumea aceasta în care am trăit și sperăm că încă vom mai trăi. Participând nu de mult la lansarea precedentului volum al poetului nostru, remarcam extraordinara putere de muncă a domniei sale și constat cu satisfacție, cu emoție, că aprecierea de atunci se confirmă întocmai și ceea ce îi uram atunci inspirație și are inspirație și a găsit de mult locul în activitatea creatoare a domniei sale. Noul volum confirmă. Vreau să spun de la început că nu mă voi lansa în exegeze, comentarii pedante, pentru că am făcut timp îndelungat această acțiune și parcă, în momentul de față, mă cam jenez să o reiau. Deci noul volum confirmă de asemenea, dacă mai era nevoie, că printre noi, aici, în acest spațiu binecuvântat, trăiește și creează un poet în toată puterea cuvântului, ca să folosesc cunoscuta formulă maioresciană. Un om care, iată, la vârsta aceasta rotundă, pe care în mod fericit o împlinește astăzi, este stăpân nu doar pe mijloacele sale, nu doar pe ceea ce înseamnă cuvântul, nu cuvântul în sine, cuvântul căutat, cuvântul scriitor, cuvântul căutător de sensuri și descripiri. Poetul nostru este până, așa cum spuneam, nu doar pe arta cuvântului, dar este și mereu preocupat de a aviva, termenul nu aparține, e arghezian, cuvintele cu noi puteri evocatoare, cu noi resurse, cu noi aptitudini de a mijloci transmiterea aceasta a stării de spirit a poetului către cititor, a fulgerului către copac, cum se exprima Lucian Blaga când spunea că poezia este așa, ea ține pe cât ține, de la mine până la tine, de la fulger până la copac. mi-a luat înainte domnul Nelu Popa și îi mulțumesc pentru aceasta și eu alesesem pentru exemplificarea artei poetice, definitorii a domnului poet Leonid Iacob, exact cele două poezii, adică definiție 1 și definiție 2, dar a reușit domnul profesor Popa să o facă mai bine decât mine. De altfel, poetul însuși își justifică titlul volumului foarte simplu, din motive personale. Și de altfel, de tot din motive care mă privesc, voi reveni și eu asupra unor poezii. Eu cred însă că atașarea celor două vocabule, strajă și cuvintelor, nu este deloc întâmplătoare și definește excepțional stadiul la care se află actualmente poetul nostru, întrucât domnia sa caută permanent cuvântul ce exprimă adevărul alt, loc devenit comun de multă vreme, dar în același timp veghează ca o autentică santinelă a ultimului cânt, pentru ca acest material poetic, cuvântul, să rămână mereu pur, încărcat de seva trăirii autentice. Sigur, aș putea vorbi despre multe, despre armonia versurilor, despre preocuparea pentru rotunjimea poeziei în întregime. De altfel, despre rotunjimea poeziei am vorbit noi de multă vreme, acum vreo 4 decenii, în cadrul Cenaclului Nicolae Labiș. Și, din fericire, mai suntem aici niște foști membri ai acestei formațiuni. Aș putea menționa temele eterne ale poeziei, între care trecerea timpului este cea predominantă. Iubirea, în toate accepțiunile nobile ale acestui cuvânt, răscolitoare întrebări existențiale. Repet, nu intru în detalii, ce să vă mai spun, mă mulțumesc să exprim aici satisfacția de a mă afla în fața unei poezii autentice, a unui poet care nu prejetă să slujească mai departe pe altarul acestei nobile creații. Cum spuneam, din motive care mă privesc, vorba vine pentru că se va vedea foarte ușor de ce. Mă opresc la o poezie, dacă timpul va permite, și încă la una, și anume poezia Trecere, care îmi definește și starea de spirit, tonică de altfel. Se scurge râul obosit și trist prin albe maluri fără de odihnă și în fiecare an mai moare câte un Crist pe crucea dăltuirilor de tihnă. Sub doruri și iubiri ce s-au pierdut în aspra încleștare de răstimpuri, beții de bucurii și de tristeți din ale noastre 4 anotimpuri. Și îndurerați de asprele tăceri, ne mai dorim întoarcerea în urmă, să prindem alt parfum de primăveri, când un apus în pieptul nostru scurmă. Mă opresc cam aici. Mă mulțumesc să exprim gratitudinea mea sufletească, pentru că între noi se află un poet autentic, și ni se oferă și de această dată prilejul să ne îmbogățim sufletește din tezaurul etern al poeziei. În rest, mult succes în continuare, stimate poet. Iarăși pun putere de muncă, pentru că e nevoie întotdeauna de ea și inspirații. Noi să fim sănătoși, să ne mai putem întâlni și cu alte fericite ocazii. Domnule Petre Colățel, dorește să vorbească și da, deci nu mai închipuiam că nu va vorbi. Să vorbești pe înțelesul nostru. Nimic, dar e cu dicționarul, dacă știi ce ăla. Mă tem că vă dezamăgesc. Adică nu mă tem, sunt sigur. În mai puțin de jumătate de an au plecat de lângă mine, în lumi mai bune, în vorba poetului, doi oameni foarte apropiați sufletului meu și m-au lăsat mult mai desfrunzit. Și când deja începusem să înserez, au burucit peste vraiștea gândurilor mele versurile lui Leonid. E altceva. E vârful. Nu-l jignesc, nu sunt neîncrezător, dar îi sugerez lui Leonid Iacob, ca poet, să se oprească aici. Nu va scrie ceva mai bun. Va egala ce a scris aici. E un punct de vedere al unui consumator de poezie, că eu consum poezia pe pâine. Atâta mi-a mai rămas. Nu, îi sugerez să o ia pe cărarea poeziei. Pe cărarea prozei. Știu eu, memorialistică, legendă, povești, că e povestaș ca mine. Apropo, Leonid e mai tânăr decât mine cu 3 luni, dar e mai deștept cu 1 an, pentru că el a absolvit liceul în promoția de dinaintea mea. Cum s-o fi întâmplat? Astea sunt minurile vieții, da? Sfârșit. Iar cât privește faptul că scrie, scriu și eu, dar eu nu public voi reveni. Nu aș... E un volum care eu am primit volumul în cutia poștală, luni seara. Însă nu e un volum care se firuie așa în 2 nopți. Ziua mea de lucru e noaptea. Doamne ferește, sper să nu e nicio conotație indecentă. Sunt o firmă serioasă și unii soachi mari panți. Așa. Ăsta e un volum care se zdrumică adânc, dar asta am văzut după primele pagini. Dar se zdrumică adânc de tot. Te asigur, Leonid, că eu voi reciti volumul acesta în nopțile mele de veche și de somn, când îl voi lua de acolo, de pe raftul al meu, care are pe stinghia așa, cu etichetă, cărțile prietenilor mei. Toate pe care le-am cu autograf, ai înaintași serioși, de la Ana Blandiana și Pănușneagu și, mă rog, că sunt bătrân. Așa. Când noaptea n-am, că eu n-am, știi, de la o vârstă, prind mâna și iau un volum, de îl voi lua des. Așa că, uite, cartea asta nu se firuie, se zdrumică, adânc. N-am să mă refer la mesajul poetic, împărtășesc în bună parte, peste 3 sferturi, opiniile celor trecuți aici la în aparatul critic de la sfârșitul volumului, așa că nu. Doar ca idei, totuși, ceva care să țină și de mesaj, este faptul că poezia, volumul tău se deschide cu o poezie, cu sentinela ultimului cânt, care este o poezie programatică avant la letre. Nu noutate chestia asta, noutate e altceva. Poeziile programatice apar de obicei în primele volume, în volumele de debut, ale lui Blaga, de exemplu, Arghezii și Arșișderea. Faptul că la Leonid Iacob poezia programatică deschide, Doamne ferește, ultimul, cel mai recent volum de versuri, mi se pare extrem de semnificativ. Și de asta am spus, e bine aici, că e poezia programatică. Sunt numeroase versuri de un anume gnomism, nu știu dacă am nimerit terminul, dar, mă rog, sunt niște, știu eu, versuri din acestea care spun mult pe ele însele. Nu, ca definiție, iată vers definiție. Noaptea e sub stele, anemicul ring, în care urcăm peste clipe înghețate. Sau, în fiecare zi murim printre cuvinte ce se înfigă în noi ca niște spini. Sau, practic, atunci când nu mai ai aripi de vise, redevii suba primordială din care ai ieșit. Și versul care m-a trimis cu gândul la Iorga, întotdeauna mai vrem amânări, fiindcă n-am ars cum se cuvine. Ce zicea Iorga? Risipim în viață ani și în fața morții mai cerșim o clipă. Nu vorbesc câte minune am găsit pe aici, pentru că profesorul de limba română este unul dintre cei doi specialiști handicapați în fața unei femei frumoase. În fața unei femei frumoase este handicapat ginecologul, care oricând de mare frumusețe ar vedea, știe ce știe și s-a dus dracu toată frumusețea. Iar un profesor de limba română e handicapat, care orice mare frumusețe feminină ar vedea, dacă o aude când deschide gura, punând virgulă între subiect și predicat, s-a dus dracu toată frumusețea. Eu, din acest punct de vedere, sunt handicapat. Eu nu pot citi o carte la ora asta, un roman, o poezie, pentru că eu mă împiedic de o virgulă. Eu să știi că ți-am găsit o virgulă între subiect și predicat. Nu din aplicare, să fii sănătoți, o găsiți. Eu sănătos, n-am vrut-o. Eu sunt corectorul. N-am pus subiect-o. Dar n-am vrut-o. Așa. Bun. Deci, eu caut niște... Așa, eu caut... Nu măruncișuri. Eu caut minuni de astea care să mă încânte. Băi, și pe mine mă încântă... Mai fac vreo una, cu bună voie. Și să cântă că tu cătrică Colățel. Pe mine mă atinge pe suflet expresia lirică. Mult șlefuită față de celelalte volume. Șlefuit, dar nu așa. Eu mă dau un vânt după minuni de genul unor epitete. Sunt aici specialiști care mă înțeleg imediat. Nu spun că ceilalți nu m-ar înțelege, dar ca idee. Timp îngenunchiat, zidire îniernată, mâhniri încercănate, caline vise, dar ia uzi, asta chiar e dură, mai. Cum unde-ai găsit-o? Mestece în stilozi. Nu se poate. Pentru mine mestecele sunt cei din Levitan, din picturile rusești, de unde vrei, din șâșchi, de unde Dumnezeu a găsit mestece în stilozi. E dură, e... Bun. Repetiții. Cât o fi și până când nu mai citesc, că ne lungim, mai o poezie acolo și o mai duce. Și când să mă mai ducă calul meu, cât o fi și până când, cât o fi și nu știu cum. E o repetiție, toată poezia. După cum repetiție e grădina sufletului. Sau, eu nu știu de mai sunt tu, sau sunt eu, nu mai știu ce mai sunt. La apropo de repetiții, dar metaforele. Eu mă dau un vânt după metafore, ca oricine după altceva, nu-i. Gândul meu jivină. Nu, ești dur, a spus cineva, ești parcă domnul profesor a spus că uneori, dar nu așa. Calci tare de tot în străchin cu duritatea asta, față de ce știam despre tine. Gândul meu jivină, răstignirea mea de gânduri, îmi plouă un gând și-mi ninge în tâmple pletele ierbii. Ei da, aici mă regăsesc pe pârâul meu natal. Pletele ierbii, inconștiența fluturilor, plumbul nerostirilor și melcul lumii. Eu știu că poezia nu se traduce, că dacă traduci poezia, deci eu asta am făcut 48 de ani în învățământ, nu mai e poezie. Dar pe cuvântul meu că aș găsi unul deștept să mă rămurească și pe mine, măcar să-mi sugereze ce ai vrut să spui cu mercul lumii. Păi nu e... Eu știu. Nu se traduce. Așa. Dacă mă mai răbdați, mai zic. La mai mulți și aici, hai să... Dacă m-ați răbdat până aici, măcar să vă răsplătesc să răbdați. Da, sigur, mitică și-a pierdut. Lăsați să-i fac o... Pentru el, poezia e altceva. Acum, ce vorbiți? Zâmbesc sau nu? Dar spune-mi păsărică, să nu mă zâmbesc. Bine. Acum, voiam să spun ceva serios, da? Prezența ta, întotdeauna, seriozitatea mea se disipează. Vreau să zic că îl urmăresc de mult pe Leonid și îl urmăresc pe cărare erotismului. Ia că vom bătrân și cu gândul la... Da, Erotismul e ceva la Leonid. Leonid practică un erotism erudând fizicul. Un erotism așa discret, delicat, de un rafinament aparte. Iubirea mă arde în suflet, doar cântec din ea mi-a rămas. Dar iată-o aici, în poezia onirică, unde este și cum este discret și delicat, erotic, Leonid. Alte ori ascultăm vrăjiți șoaptele stelelor plecate departe și învăluiți în lumini curcubeie, Doamne, ce epiteci și ăsta, așteptăm ploaia iubirii să se verse iar peste noi. Atunci devenim flori și fluturi și zburăm urcând pe scara zorilor până acolo unde lumina dorului are aroma sărutului și, îmbătați de noi, ne odihnim palmele pe trupurile noastre. Dar nu știu de ce îmi pare că trupul tău e balsamul vindecător și mă cufund în visare. Secole de aici și până la filmele americane, de la miezul nopții, la care mă uit eu când nu mă prinde nevastă mea, cum se pupă americanii. Apropo, ați observat că americanii nu se pupă? Nu, ei se ling. Mai urmăriți, filmele și veți vedea diferența. Raționamentele acestea mă fac să mă așez. Să-mi pară rău că... Că uite, nu ești american. Că am și eu niște ani. Ziceam că scriu și eu versuri și de fiecare dată când mai să mă hotărăsc, dau peste câte un volum precum cel al lui Fabian Anton, cel mai frumoase poezii, am văzut în primăvara asta. Fabian mi-a făcut cinstea să îmi place să-i scriu prefața. Una din rarele bucurii cu care m-am împodobit viața în ultimii ani. Și mi-a trecut cheful de publica poezii. Acum mai mă repezisem. Am dat peste cartea lui Leonid și am zis, mă, dar nu pot scrie că oamenii ăștia. Eu le scriu noaptea și noaptea în anumite prejurări. Poeziile cu apă nu. Am zis Horaciu, nu trăiesc poeziile scrise de băutorii de apă. Nu știu dacă mi-am însușit mult din cultura latină, dar asta categoric mi-am însușit-o. Și când mi se pare că mă curc entuziast că am scris și eu, că am fătat în profund screamăt creator, nu știu ce imagini dimineața, nu mai e. Și dacă dau și peste volumul lui, gata, mi-a trecut. Nu mai public pentru că, iată, nu sunt sigur că ce scriu eu sună, le iau pesărite, imagini semnificative. Tăceri de verde odihneau în brazi, cu degetele arse de necântec. Magii spânzurați de zori, e atâta depărtare în mine. La răspântii se răstoarnă cerul și timpul e avid cu mine. Și acesta iar, Doamne, ce aici? Cocoare nu-s? Nu mai sunt cocoare. Acum, înțelegi de ce nu public sau nu vreau sau mi-e frică să public. Bunul e și vechiul, și răbdătorul și îngătuitorul meu prieten, Cornel Galben. Iată de-aia nu public. Să mă apropie de final și să zic că am întâlnit o imagine, apropo că vorbeam de Fabian Anton. Fabian Anton, într-un loc, zice așa: încă e bine, încă e bine, cât timp mai ard felinare în mine. Și găsesc acum la Leonid, nu s-au întâlnit, ei n-aveau cum să... Nu m-am înțeles, nu astea bine. Poate nu mai bine, dar ia că ce găsești tu aici, apropo de felinarele care încă mai ard, încă e bine că mai ard felinare în mine, la dumneata e și mai și. Când le da, bine, eu am versul și felinarul, dar cu lumânarea mai mult. Mai avem încă noi lumânări cu parfumuri alese și fine. Aici mai da gata Leonid. Eu nu știu dacă mai am lumânări, dar de fiecare dată eu mă duc cu gândul, când noaptea târziu și rămân singur, hai că v-am zăvăcit, mă duc cu gândul la bastionul de sud al cetății cavalerilor maltezi din insula Creta, în nota verei. Acolo undeva sus e un mormânt simplu, cu pământ așa, și care are o cruce tot simplă de mesteacă, care e înlocuită când putrezește, dar se scrie din nou epitaful. Se schimbă, cei de acolo schimbă în fiecare zi buchetul de flori. Este mormântul lui Nikos Kazantzakis, truzatorul de vârf al grecilor, cel cu Zorba grecul, romanul, după care s-a turnat filmul. Nikos Kazantzakis și-a conceput singur epitaful. Și scrie acolo, că fiecare, de câte ori să țină crucea, cu chestii pe care o am și cu care voi pleca, că multare până acolo nu mai zic. Nu mai sper nimic, nu mă mai tem de nimic. Sunt liber. Mesajul ăsta l-am găsit, că ai reunit, dacă te-ai fi citit bine. Dacă nu, dă ușor la alții mai deștepți. N-ar vrea să intră într-o polemică cu Petre Colățel, dar totuși simt nevoia să-l avertizez. Să nu vă mai dau ultimatum de asta, că asta e cartea de poezie și s-a încheiat activitatea dumneavoastră poetică. N-am avantajul domnului Petrică de a citi cartea, am citit-o, ca să vorbesc despre ea, dar am avantajul că dorm noaptea. Dă impresia la un moment dat că pot să spun spre dumneavoastră ceva cuvinte care să vă încurajeze de a pleca și a scrie mai departe, pentru că aveți un mare avantaj de a avea un izvor de inspirație, iubirea, care în poezia dumneavoastră apare împlinită și apare de multe ori utopică. Și aici îți găsește fiecare partea pe care dorește să o găsească. Aș gândi că de aici încolo Leonid va mai scoate volume de poezii bune și îl încurajăm în acest demers. Să aveți inspirație permanentă și Facebook-ul confirmă acest lucru. Și prezența domnul Petrică, ați văzut că noi bărbați suntem în minoritate la această lansare? 17 doamne și domnișoare aici și numai câțiva bărbați. Deci Leonid este... Da, adevărați. Da, adevărat? Pare rău, Mitică, tocmai când începusem să învăț și eu aritmetică, la mine în sat s-a închis școala. Acum ce ar fi frumos, că această, așa o gândesc eu acum, această creație a lui Leonid Iacob și a unor colegi de-ai noștri din învățământ, că numai profesorii de limba română scriu poezie și proză, aceste lucrări să ajungă undeva în spațiul învățământului, mai bine, mai frumos, în comisiile metodice, în cercurile profesorilor de limba română, să tragă niște colegi mai tineri de Leonid Iacob și spune, vino domnule, în școala noastră, hai să ne vedem cu copiii, hai să ne vedem cu colegii, să facă cineva așa un demers și în acest sens. Fiindcă poezia s-a citit, se citește și se va citi mult timp de aici încolo. Felicitări și așteptăm următorul volum care îl va depăși pe acesta. Înainte de a vorbi domnul Cornel Gardea, aș dori să fac o precizare. Toate aceste cărți sunt scrise în decurs de mulți ani. Începând din tinerețea pe când conduceam cândva, sau prin ajutorul profesor mobilă, președintele Cenaclului Nicolae Labiș, și ajungând până în prezent. Deci nu e o poezie a momentului. Unele dintre ele sunt poezii care au fost citite atunci și au fost refăcute acum. Atunci era tânărul care gândea, simțea. Aici era cel matur care cizela și făcea mult mai mult decât așa. Aceste poezii, deci am spus că sunt rodul unor ani îndelungați, unele dintre cărți cuprind și poezii din acea perioadă. Alte poezii au și fost publicate în anumite publicații. Vreau să mai precizez că cea mai mare parte a scrisului meu este din 2007, deci mai pregnant și mai vizibil, din 2007 până în prezent. Deci cele 5 cărți care sunt, plus alte încă vreo 4 care așteaptă rândul, plus cartea de proză, cartea de povești, Trotușene, despre care spunea doamna, așa, este aproape finalizată. Deci sunt aproape finalizate. Lucrez concomitent la mai multe asemenea volume și unii le las mai încolo, le mai pasez, pentru ca să dau loc altora care își merg în întâietate, așa cum va fi următoarea mea carte, aceea de povești de pe Trotus. Așa, în care sunt incluse, mă rog, un fel de povești legate de locurile de pe aici, din apropiere. De la 80% mai am 2 povestiri de finalizat și cartea va merge la tipar. Bineînțeles, trebuie mai fi făcută și ilustrată, și ilustrată va fi făcută de un român care locuiește în Hanovra, un pictor. Ca și cartea aceasta, desenul este